Fenomenul turismului medical stomatologic a luat tot mai multă amploare la noi în țară în ultimii ani. România este țara în care serviciile stomatologice sunt printre cele mai ieftine și mai bune din lume. Din această cauză, cei plecați peste hotare la muncă aleg să vină acasă să-și facă tratamentele necesare. Conform observatornews.ro, Andrei a străbătut 12.000 de kilometri ca să ajungă la stomatolog în Oradea. A venit tocmai din Atlanta ca să-și repare dinții, pentru că la noi în țară este mult mai ieftin. O procedură care acolo m-ar costa în jur de 700-800 de dolari, aici mă costă undeva la 100, maxim 200 de dolari, spune Andrei, iar ca el sunt mulți de alții români stabiliți peste hotare. Greta locuiește în Anglia de 2 ani și are nevoie de un implant dentar. Acolo însă procedura este mult mai scumpă decât în România. Acolo m-ar costa 3.000 de lire și aici doar 1.000 de euro. Am stat cu durerea o perioadă și acolo am mers la control, dar până la urmă am decis să vin aici pentru că a fost foarte mare diferență între prețuri, povestește Greta. Unele țări din Europa oferă angajaților asigurări stomatologice. Acestea nu acoperă însă toate tratamentele necesare, așa a ajuns România destinație pentru turismul dentar. La fel este și la Bistrița Năsăud. Românii plecați la muncă în străinătate revin nu doar pentru a-și vedea rudele, ci și pentru a merge la stomatolog. În timp ce tot mai mulți pacienți din străinătate apelează la medicii stomatologi din România, țara noastră rămâne codașă când vine vorba despre îngrijirea dentară. În medie, un român folosește mai puțin de un tub de pastă de dinți pe an și își schimbă periuța la 2-3 ani. În plus, 4 din 10 români nu au ajuns niciodată la un control stomatologic.